e un politician bun, nu a dat dreptate. Domnul Sava n-a fost dată foarte explicit, dar eu vă pot spune doar că am avut puncte de vedere foarte diferite în ceea ce privește gospodarea, problema câinilor fără stăpân. Ajung, s-ar părea că încep să-i aduc multe elogii domnului primar, dar așa este. În prima zi în care am venit, domnul primar a spus, vreau fanfară. Și într-o lună jumătate de ziua armatei, la 25 octombrie, am avut fanfara copiilor care ne-a descrețit frunțile. Și cum jocul politic are nevoie și de opoziție, să vedem cum se manifestă aceasta în orașul Cernavodă. În mod firesc pentru unii, în mod normal pentru unii, eu ar trebui acum să încep să critic tot ceea ce este de criticat, nu? Vă rugăm, pentru că aveți microfonul deschis. Nu, nu este cazul. Ultimul proiect inițiat de către domnul primar și pe care nu l-ați avizat. Modul în care vorbesc vă face să credeți că... vă poate face să credeți că am făcut așa o alianță fără... Fără fundament. Fără fundament și fără... O să rămâne surprins. La ultima ședință din... La ultima ședință de Consiliu, nu? Așa. V-am atacat vreo 3 și suficient de dur. Nu au lipsit nici promisiunile politicianiste. Să arătăm că aceste animale, uneori pe care le privim cu ură, pot fi de mare ajutor. Vreau să vă promit, domnule primar, că inițiativa aceasta și această metodă de a implica animalele în tratament și de a găsi o altă formă de a soluționa, o să fie vocea care va ridica această problemă în Parlamentul României, pentru că iată nu... Uciderea în masă rezolvă problemele, ci găsirea de soluții. Toate subiectele ce țin de orașul Cernavodă vor fi dezbătute de la Vinia Siclitaru și Enache Tușa împreună cu invitaților în cadrul emisiunii Caravana Litoral TV, vineri începând cu ora 20:30.